La solicitarea Colterm, traficul rutier va fi închis pe strada Lorena în perioada 17 a 6 -a și 23 a 8 -a, Pe tronsonul cuprins între imobilul cu numărul 98 și intersecția cu strada Gheorghe Adam și tronsonul cuprins între intersecția cu strada Gheorghe Adam și imobilul cu numărul 110. De asemenea, închiderea circulației rutiere se va realiza în vederea executării lucrărilor de retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare a municipiului Timișoara, în vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, etapa 2, lot 1, rețele termice primare. Totodată, șoferilor le este recomandat să folosească rutele alternative pe perioada desfășurării lucrărilor.